Fair Play! O seară bună să aveți, dragi spectatori! Eu sunt Mickey Mouse. Atmosfera este explozivă când echipele intră pe teren. Triplează! Faultat! Reia mingea! Încearcă un slam, da? Bine, s-a aruncat stânga, dreapta, stânga, stânga, dreapta, stânga, sus, sus, jos și iată aruncarea! 2, 4, 6, 8, 16 puncte! Ei, hei, haideți băieți! Cum rămâne cu fair play-ul în sport? Despre ce vorbești, Mickey? Știți, să fiți corecți față de colegii voștri atleți! Nu? Oh, mâinile sus dacă nu știți la ce mă refer! Hai să vă arăt! De la începutul umanității, oamenii au jucat sporturi. Spiritul de competiție a întărâtat jucător contra jucător până când unul ieșea victorios. Și din asta a evoluat conceptul de fair play în sport. Cum ar fi respectul. Considerația. Spiritul de echipă! Cum e cu comportamentul rău în sport? Oh, nu, 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 nu! Asta e o direcție în care nu vreți să o luați! De exemplu, trișatul! Nerespectarea jocului și datul în spectacol. Groaznic, nu? Stați, nu! N-ar trebui să vă placă asta! E un comportament rău în sport! Voi vreți un comportament bun în sport și nu cum are tipul ăsta? Pentru că se va întâmpla asta! Vedeți? Nimeni nu respectă un trișor, un escroc, un șarlatan și un sportiv rău! Dar arătați un pic de fair play și veți fi răsplătiți! Vedeți? Ce ziceți? Încercați și voi!